găsit, felicitări. Omul meciului, încă o dată omul meciului, cifre senzaționale pentru tine. Povestește-ne un pic cum s-a văzut din teren, cum s-a simțit. Da, bună seara. Suntem foarte fericiți pentru victorie, chiar dacă primele, nu știu, să zic, primele 35 de minute, 40 de minute am suferit. După aceea am luat acel roșu și cu acel roșu pot să zic că ne-a trezit. Bun, reușești acea pasă. Explică-ne de unde a ieșit acea pasă atât de naturală. Ai văzut culoarul pentru Bayram și iată. Da, asta este calitatea mea. Am văzut acel spațiu între picioare. L-am văzut pe Bayram că pleacă și aceasta era singura opțiune să joc. Dar fii atent, e un moment interesant. După golul egalizator, i-ai strâns pe toți. S-a văzut pe cameră doar că le-ai spus că vă omor, dar probabil că le-ai mai spus înainte ceva. Ce le-ai spus? Da, le-am spus dacă pierdem în seara asta o să-i omor. Zic că așa am simțit în acel moment, să-i încurajez, adică să fim ca o echipă și s-a văzut că după acel moment eram sigur că o să câștigăm. Explică-ne un pic de unde reacția asta. Rămâneți cu un om în minus, iese Furii și apoi începe să dați drumul la joc. Nu știu, ce s-a întâmplat atunci? Poate de asta aveam nevoie, să fim mai răi. Vă dați seama, când suntem cu un om în minus, trebuie să alergăm mult mai mult, să ne batem mult mai mult și s-a văzut că ne-am bătut până la capăt. Play-off-ul, locul în care se face diferența. Reușiți două victorii importante. Se vede titlu? Ți-ai spus gândurile de când ai venit aici? Îmi doresc să iau un titlu cu Universitatea Craiova. Acesta a fost gândul meu de când am venit la Craiova, dar nu vreau să mă gândesc la titlu. Da, am legat două victorii, trebuie să continuăm pe aceeași linie. Ne așteaptă un meci foarte, foarte greu în cupă, după aceea vom merge la București să luăm cele trei puncte. S-a discutat mult despre neconvocarea ta. Răspunsul din partea selecționerului este că a avut discuții cu tine. Vreau să te întreb, după aceste cifre, ce discuții au fost între tine și selecționer și cum vezi tu lucrurile, pentru că impresionezi de-a dreptul în campionat? Nu, a fost o discuție privată cu dânsul. Mi-a zis să continui pe aceeași linie. Răspunsul meu este mereu pe teren. S-a văzut și în seara aceasta că sunt într-o formă foarte bună. Te vezi la Euro? Sincer, nu vreau să mă repet la fiecare interviu. Da, nu da vreau să... pentru că ai cifre foarte bune, de aia ești întrebat la fiecare interviu, pentru că vine turneul. Vreau să lămuresc și acest lucru, că după fiecare interviu sunt întrebat dacă vreau la Euro. Da, vreau la Euro, îmi doresc. Pentru asta muncesc în fiecare zi, pentru asta muncesc în fiecare meci. Să avem rezultate la echipa de club și cu siguranță dacă am rezultate bune la echipa de club, am șansa să ajung și la Euro. Vorbim și de meciul următor. Spuneai că va fi un meci complicat. Bănuiesc că le ții pumnii și celor de la Faro mâine seara. Spune-ne dacă puteți repeta performanța aceasta din cele două etape de play-off și cu FCSB. Pentru că practic acolo e cheia. Corect, da. Dacă vom câștiga acel meci și am mare încredere în băieți că o vom face, cu siguranță avem șanse reale la campionat. Dar vreau, v-am spus, ne bucurăm în această seară pentru acest meci minunat. Suporterii au fost minunați și au fost alături de noi, s-au văzut din primul minut și vreau să ne bucurăm în această seară, după aceea să ne gândim la meciul cu Galați. Mulțumim tare! Mulțumesc și eu!